CSE Phoenix Șimleu Silvaniei vrea să mai facă o victimă în rândul granzilor capitalei. Șimleuanii vizează toate cele trei puncte puse în joc în disputa cu echipa Câinilor Roșii de la CSE Dinamo București, pe care speră să-i învingă duminică seara în confruntarea din etapa cu numărul 7 a diviziei A1 la volei masculin. Cu doar două victorii în actualul sezon, ambele cu 3-2 în fața celor două nou promovate în primul eșalon al voleiului românesc, CSE Banatul Caransebeș și CSE Steaua București, băieții de la CSE Phoenix Șimleu doresc să renască în partida de la finalul acestei săptămâni, când primesc replica Câinilor Roșii din capitală. Chiar dacă în runda precedentă au pierdut cu 3-0 în deplasarea de la Craiova, elevii lui Mircea Abraham și Ovidiu Teușan sunt încrezători în forțele proprii și speră să-i pună cu botul pe labe pe dinamoviști și să obțină o victorie de 3 puncte în fața unei echipe bucureștene care provine de la unul dintre cele mai titrate cluburi din țară. Partida dintre CSE Phoenix Șimleu și CSE Dinamo București este programată duminică seara de la ora 18 în orbia de sub Măgura Șimleului și va fi condusă de Nicolae Cristea și Cristian Șanta, ambii din Cluj-Napoca. Etapa a 7-a mai programează sâmbătă și duminică 4 partide: CSM București, SCMU Craiova, CSE Arcada Galați, CSE Steaua București, CSE VC Banatul Caransebeș, CSE Unirea Deș și CVM Tomis Constanța, VC MLPS Piatra Neamț. Duelul dintre Știința Explorării Baia Mare și ACS Volei Municipal Țaleu se va disputa luni 24 noiembrie de la ora 18 în sala La Scărpană din Baia Mare.